Bună seara! Bună seara! Așa, aveți un chef incredibil, ca și de datorii. Bun. Vorbim azi despre email marketing. Cine e familiarizat cu subiectul, cine face, cine nu face, cine vrea să facă? Eu nu. Tu nu faci. Ok. Și vrei să faci? Cei care au primul rând să vor să facă. E ok. Interesează să știu cât de familiarizat suntem, dacă suntem la început sau mai avansați. Mai la început. Ok. Un anunț înainte de toate. Avem pentru toată lumea un premiu la final. Dacă tot vorbim de email marketing, un plic cu avatarul de client. Am prezentat data trecută despre asta. Cred că avem lume nouă în sală, deci e binevenit. Și pentru cel mai multe interacțiuni, în afară de Mihai, avem o carte, una de simplu. Interacțiuni mă refer la întrebări și discuții pe caz concret. Să rămânem cu ceva după ce am terminat aici. Pentru cei care acum au văzut prima dată, stați, sunt eu și trebuie să vede. Am 17 ani experiență în online. În 2005 am fondat Silkweb, agenția noastră de e-commerce. Vorbesc din experiență despre trafic, vânzări, vânzarea conversiilor și alte cele. Din 2012 fac parte din Comisia Națională de Jurizare a Magazinelor Online. Am jurizat personal peste 1000 de magazine, deci știu destul de bine despre ce este vorba în e-commerce. Și despre Silkweb, am spus că este de 11 ani. Prin cu echipa, momentan avem peste 500 de clienți și un portofoliu de peste 150 de magazine care rulează pe platforma noastră. Spuneam în pagina de prezentare, mai multe e-mail-uri înseamnă mai multe comenzi, mai multe vânzări. Deci, ce vrea să însemne asta? E foarte simplu. Practic, nu normal, o adresă de e-mail egal cu un individ. Un individ care își lasă adresa de e-mail, o persoană de orice sex, înseamnă că are o dorință, un interes pentru produsele tale. Și e, poate să fie o chestiune de timp și de implicarea ta până când se transformă simpla adresă de e-mail care o vezi tu liber acolo într-un client, într-o adresă de e-mail a unui client. Practic este canalul cel mai puternic de vânzări online. O să vedem și de ce și cum se face să se întâmple. Ce tipuri de campanii de e-mail marketing cunoaștem? Dacă sunt răspunsuri în sală, m-aș bucura sau dacă nu, te discut eu. Sunt cunoscutele newslettere. A nu se confunda cu spam. Dacă primi spam, e un lucru normal, toată lumea primește. Sunt destul de multe firme, din păcate, care încă mai procedează de la astfel de tactici. Noi vorbim despre email marketing pur, fără artificii și spamuri sau scurtături către așa ceva. Sunt e-mail-uri de bun venit. Dacă v-ați înscris la noi la eveniment, ați primit un e-mail de confirmare. Este e-mailul de confirmare. Ați primit și e-mailul de reminder, faptul că azi este evenimentul. E-mailul de mulțumire. Dacă sunteți abonați sau v-ați abonat la newsletterul nostru, ați văzut și un astfel de e-mail. Noi mulțumim celor care se abonează și ok, le dăm și un premiu. Magazinele online mai avansată sau mai implicată în tot fenomenul, folosesc și e-mail-uri de recuperare cost. Ați primit astfel de e-mail-uri? Știți despre ce e vorba? Aflăm. Scurt. Am o întrebare. Se întâmplă de multe ori, atunci când primești un e-mail de newsletter, să vină mențiunea de vă rugăm să ne aducați la contacte pentru a ne intra în spam. Ăla e spam sau e newsletter și cum faci ca mail-ul tău să nu ajungă în spam? Deci fără să trebuie să Tu ți-ai dat adresa de e-mail la cel de la care ai primit e-mailul? Da. E ok. Sunt foarte mulți provider, foarte multe aplicații sau tool-uri, cum să le numim, instrumente de trimis e-mail pentru e-mail marketing. Unele mai bune, altele mai puțin bune. Depinde de preț, de notorietatea
produsului, aplicației în sine, și sunt aplicații noi sau performanță mai... aplicații de spam nu există. Sunt, există și aplicații de spam. Nu, dar nu ai vrea să o accesezi în mod intenționat. Am înțeles. Nu, ideea e că sunt aplicații care, la un număr foarte mare de mail-uri, clientul de mail, Gmail-ul sau Yahoo-ul interpretează ca și spam. Motiv pentru care ei și cei care trimit asta știu lucrul ăsta și spun, bă, uite, adaug acolo să nu fie probleme pe viitor. Deci nu se poate evita altfel asta, nu? Sunt servicii de e-mail sau aplicații care trimit și ajung în inbox fără nicio problemă. Dar dacă ei cer, ar fi bine să o faci, adică știu că sunt probleme. Filtrele astea sunt foarte, foarte sensibile, tocmai din cauza faptului că foarte multă lume face spam. E foarte simplu și ieftin vorbare. Dar ca să trimitem un e-mail, e nevoie să colectăm adresele de e-mail. Cum facem asta? Există o grămadă de opțiuni, posibilități. Azi discutăm despre, sau să vă prezint doar câteva. În general, lumea își lasă adresa de e-mail, cum spuneam, când este interesat de un produs, de ofertă de la tine, de o reducere sau vânează ceva. Sunt în acel stadiu în care își doresc produsul, dar așteaptă plicul. Cum spuneam și data trecută la altă ediție, factorul ca să declanșeze vânzare. Sunteți abonați la newsletter, la magazine online, la site-uri? Prea multe. Te poți dezabona dacă informațiile... De ce te-ai abonat? De exact ce zici tu, sunt curios de oferte. Exact. Exact, exact. Deci ai un interes pentru că și da, în momentul în care interesul tău scade pentru produsul respectiv, e normal să te poți dezabona. Și probabil asta o să faci pe viitor. Cam asta se întâmplă la toată lumea. Toți suntem oameni, toți reacționăm la fel, în ipostaze diferite. Deci, cum spuneam, e-mail-urile se lasă sau le putem obține oferind oferte reduceri, anunțăm evenimente speciale, cum ar fi Black Friday. Ați cumpărat ceva de Black Friday? Ați văzut campanii? De exemplu, noi am făcut... Da. Noi am făcut câteva campanii pentru clienții noștri și cu 2-3 săptămâni înainte sau o lună, depinde de fiecare, am avut o campanie specială pentru colectarea adresei de e-mail. Cum am făcut asta, am afișat pop-up-uri în site, să anunțăm, pentru cei care vreau să părăsească site-ul sau nu au ajuns în coș, anunțăm, bă, uite, avem Black Friday, pregătește-o să avem oferte la data respectivă. Și tot aici am făcut și un landing page, special pentru colectat adrese de Black Friday. Și anunțăm, am anunțat, o să avem, uite, când o să fie, ce se întâmplă. Dacă vrem să lansăm un produs nou, facem teasing pentru un nou site sau un produs, orice, le putem colecta prin lead magnet. Dacă oferim ceva în schimb, noi oferim foarte multe e-book-uri, să colectăm adrese de e-mail, am acoperit de fanul nostru. Prin cărți de vizită, sunt persoane care la networking lasă cărți de vizită, colectează și trec cărțile de vizită în baza lor de date, în Excel, unde vreau. Și cel mai avansat prin webinarii, lucru care o să facem și noi de anul viitor. Spuneam de pop-up-uri, cel mai simplu tool de colectare, care este și gratuit, este Sumo.me, care ne permite să facem setări destul de avansate într-un mod relativ simplu. Putem afișa un pop-up de gen când omul vrea să iasă de pe site, să-i dăm un incentiv sau să-i lasă adresa de e-mail, să-i spunem că o să revenim cu un mesaj pe care este interesat sau cu produsul, oferta pentru produsul care este donat. În partea de sus a site-ului putem afișa această opțiune de colectare adrese de e-mail. Opțiunea care poate fi pusă și în jos, asta rămâne la latitudinea noastră să decidem în funcție de tipul site-ului și tipul produselor care le avem și în funcție de concurență. Cel mai recomandat este să testăm. Vedem unde aduce mai multe adrese, care face conversia mai bună. Tot prin Sumo.me putem afișa acest mic pop-up într-un colț al site-ului. Dacă lumea dă scroll în site sau vizitează mai multe pagini. Asta înseamnă să targetăm oarecum comportamental, să vedem
cât de interesat este clientul, utilizatorul de anumit produs sau de informația afișată de noi. Pentru că dacă alegem opțiunea oricare dintre ele de afișare, pentru 3 pagini vizitate sau după ce a făcut 80% scroll, dacă a citit un articol, e clar că este un interes. Dacă îl afișăm din prima, s-ar putea să le enervăm. Probabil ați văzut foarte multe site-uri care a intrat pe el și îți dă un pop-up, îți dăm 20 de lei, 30 de lei, iar urmează de la newsletter. E enervant. Că nu știu pentru ce îmi dai, nu știu ce ai acolo, dar îmi cer să-ți dau adresa de e-mail. Că îmi dai ceva în schimb, dar nu știu dacă am nevoie de așa ceva. E bine, noi, eu recomand să lăsăm omul să vadă despre ce e vorba, după care să-i spunem, uite, o să primești asta dacă ne dai adresa de e-mail. Totsumul meu are o opțiune foarte mișto de call to action, contact. Este un mic box de atenționare de care la fel poate fi afișat dreapta, în stânga, sus, jos și deschide o mică perestruică care permite clientului, vizitatorului să ne trimite un mesaj, mesaj care vine la noi pe e-mail, în inbox. Cu asta nu colectăm adrese de e-mail, primim direct mesaje, ca și un formular de contact, cu restul colectăm. Deci eu recomand sumomir.com, relativ simplu de utilizat. Sunt și aplicații mai complexe, mai performante, dar se poate începe cu asta. Este ok până aici? E-mail-uri, să înțeleg că nu s-a trimis încă. Ai trimis? Ce vinzi? Tu cu bebe. Eu? Da. Eu sunt medic stomatolog. A, și vrei să... Și momentan vreau să vând cursuri. A, înțeles. Să văd cum e cu e-mail și cu din ăla, că din păcate noi medicii suntem un pic mai rudimentari cu tehnologia. Sunteți specialiști pe treaba voastră. Să zicem așa, avem și noi o scuză, da. Da, înțeles. Da. Practic, când trimitem un e-mail, vrem să întâmple ceva, să avem o conversie, să... De regulă vrem să vindem. Cam asta e secretul. Dacă ați auzit, am o discuție de Money's in the List, despre asta este vorba. Banii sunt în liste, banii sunt la cei, din baza ta de date, la cei interesați de ceea ce ai tu. Acum, modul, structura unui newsletter poate să fie foarte bună pentru tine, pentru noi, pentru oricare, poate să fie diferită. O să dăm ceva sugestii care la noi au funcționat, care aduc rezultate pentru noi și pentru clienții noștri. De aici să avem un subiect atrăgător, cel care primește e-mailul să fie atras, să-l deschidă, să dea click. Foarte important să deschidă e-mailul. E primul pas care trebuie să-l facem. După care trebuie să avem un mesaj, o imagine care să atragă atenția, să-l facă să meargă mai departe, să-și dorească mai mult, să vadă, să descopere ce e în spatele acelui e-mail. Cum ajunge în site sau la produs sau la articol, printr-un buton sau un link de call to action, care trebuie să fie corect, bine evidențiat, într-o zonă cât mai accesibilă și, totodată, ținem cont și de afișarea pe mobil. De foarte multă lume trebuie să deschide e-mail-uri de pe mobil. Deci să avem conținut text și imagine. Doar conținutul text va da o senzație de ok, foarte mult de citit, boring sau... Lumea nu vrea să depună foarte mult efort. De aceea trebuie să avem și o imagine, un intro, cum am spus, și cam la asta mă refer. Oamenii au încredere în oameni. E foarte recomandat pentru firmele mici și mijlocii să trimită e-mail-uri în mod personal. De asta facem. Din newsletterele de la noi se trimit din numele meu, chiar dacă este un proces automat. Arătăm logo, pentru că lumea trebuie să știe că e vorba de Silke, mailul merge de la Silke sau de la Gomag. Dăm un mesaj de salut și discutăm despre ce informații sunt în e-mail-urile, în newsletter respectiv. După care detaliem fiecare subiect și punem o imagine. Să vedeți subiectul, încercăm să folosim caractere și un titlu care să iasă în evidență între alte titluri din inbox-ul clientului, inbox-ul celui care îl targetez. Da. La imagini. Trimiți-o în newsletter cu imagini. Da. Imaginea nu se afișa pe implicit. Da. Dacă nu dai click acolo ca să vizualizezi imagini.
omul poate mi-e obișnuit să fac lucrul ăsta, nu e intuitiv pentru el și vede un mail în care imaginea nu e afișată. Ce face? Se pot face artificii să-i afișez, dar atunci sunt șanse mari să apară în spam. Având în vedere că e tot mai mare consumul de e-mail pe telefon, pe telefon nu vrea există astfel de probleme, sunt afișate implicit. Nu ai ce face, adică dacă e acea persoană, depinde ce targetezi, dacă e acea persoană care nu știe să dea display image sau afișează, trebuie să te gândești dacă mai e targetul tău de client, cât de mult te mai interesează să îl ții acolo, pentru că normal ai un cost. Fiecare adresă de e-mail din baza de date îți implică un cost. Soluțiile de e-mail marketing se plătesc în funcție de numărul adreselor de e-mail. Deci depinde ce vinzi. Poți să faci articole mai scurte, să nu folosești imagini, dar recomand utilizarea imaginilor. De aia o să vedem la final câțiva metrici care trebuie să urmărești, vezi ce se întâmplă. Câtă lume deschide, câtă lume deschide. Poți să faci un ABTS. Cu ce trimiți newsletter? E minunat. Cearcă un ABTS. Trimiți un e-mail cu imagine, altul fără. Cu imagine e considerat. Și nu ai ce face. Cei care nu știu, probabil dacă nu știu cât a reușit să cumpere sau să comande ceea ce vrei tu. Cum spuneam, m-ați văzut, e important ca subiectul să atragă atenția, să folosim numele expeditorului, persoana care va și răspunde la un eventual replay, persoana de contact, să nu folosim doar caps lock. E într-adevăr foarte evidențiat, dar utilizarea strict caps lock îți bagă e-mailul în spam. Și ce putem face, depinde de produs, să creăm senzația de urgență. Avem și aici un exemplu. Vorbeam să afișăm numele, să afișăm motivul pentru care am trimis e-mailul respectiv și amintească omul. Deci am trimis un e-mail pentru un client. Reamintim că mai are 10% reducere. Și spune că încă un motiv de fericire. Că nu am spus încă un motiv să cumperi, e un motiv de fericire, 10%. La fel, afișăm logo, să recunoască clientul de unde a venit, să rămână familiarizat cu brandul pentru care și-a dat adresa de e-mail. Deci îi mulțumim. A fost un newsletter trimis în urma unui participării clientului la un eveniment, unde a colectat adrese de e-mail. Aici am afișat mai multe imagini din cadrul evenimentului, pentru că lumea a fost acolo, a văzut produsele, a avut experiența cu copiii, s-a jucat. Și amintim că au un cod de 10% și e senzația de urgență că acel cod este valabil doar azi. Și cum spune să call to action, să comande jucăria preferată. N-am spus care dintre ele, e un cod, un buton care duce la produsele vândute de magazin respectiv. Și mai departe vorbim de beneficiile care le au produsele, nu de funcționalități. Important tot timpul să amintim ce are de câștigat clientul, nu cât de bun e produsul nostru pentru noi, să explicăm toată partea tehnică. Ceea ce noi, cei tehnici sau cei implicați foarte mult, suntem obișnuiți să facem. Are aia, are cealaltă, e foarte mișto. Cauza comparăm foarte mult cu produs sau cu serviciu oferit de concurență și să arătăm. Nu e vorba de aia. Pe clientul înțelează, ok, ce câștig, ce am de câștigat, cu ce mă ajută produsul tău. Tot conținutul care îl plasăm pe e-mail pentru cititor, pentru viitorii clienți, trebuie să stârnească interesul, să fie scurt. Deci, să nu dea mult de gândit, mult de citit, mult de scroll pe telefon sau pe laptop. Aveți grijă mesajele cât de politicoși vrem să fim. Noi suntem tot timpul destul de direct. Francezii sunt mai politicoși, eu iau la persoana a treia, dumneavoastră, stimate. Având în vedere că majoritatea utilizatorilor de internet sunt relativ tineri, putem să mergem la pertu liniștiți. Noi asta facem, decizia e la voi. Dacă ne adresăm persoanele de vârsta a treia, atunci da, pe noastră poate fi un operativ ok. Vorbim de imagini. Important să avem imagini cât mai relevante la conținutul trimis. Când e vorba de e-commerce, e normal.
se trimit produse, e clar că sunt imagini cu produse. Când e vorba de conținut, e important să avem imagini cât mai relevante la conținutul respectiv, dar în același timp să fie interesante, să atragă atenția, să tragă o dorință de a merge mai departe, să regăsească omul în imagine respectivă sau să priceapă despre ce e vorba dat dintr-o imagine. Aici la imagini să avem grijă la mărimea lor, să nu încărcăm foarte mult mail-ul în kilobit, adică dacă ne gândim iar la mobil, tot timpul trebuie să ne gândim mai întâi la mobil. Ați văzut și Google începe să se folosească Mobile Index First. Se uite la site-uri prima dată din prisma utilizatorului de mobil. Asta trebuie să facem și noi, să învățăm de la cei mai mari. Puneam de imagini, mâncarea de regulă vinde, probabil că nu este foame. Dar trebuie să avem imagini cât mai calitative, cât mai interesante. Folosirea butoanelor call to action este o mare problemă care nu am identificat-o la foarte multe business-uri, atât magazin online cât și site-ul de prezentare sau de servicii. Îți trimit un e-mail și își lasă datele de telefon. Că e mult mai simplu să spui verifică din site sau comandă acum decât comandă telefon. Este un cost de achiziție foarte mare când tu ai pe cineva strict telefonic să primească comenzile. Când e vorba de servicii, de consultanță, de cursuri care vrei să le vinzi, trebuie avut grijă la numărul butonului de call to action. Pentru că e puțin diferit față de e-commerce, unde fiecare produs poate fi comandat. O dai click pe el, ajungi în pagina de produs, e normal să ai multe butoane de call to action. Dar să fie clar, noi vrem să vindem produsul sau serviciul, nu și produsul, și serviciul, și să vezi postarea de pe Facebook și să vezi video de la ultimul eveniment și toate. Deci trebuie să fim ce targetăm cu mail-ul respectiv. Dăm un mesaj, ce vrem să facem cu mail-ul ăsta. Când avem un e-mail de vânzare, să fie strict de vânzare. Dacă avem un funnel, e ok înainte să afișăm sau să trimitem, uite, citește asta, vezi ce s-a întâmplat. Dacă l-a citit, o să vedem în continuare, începem să segmentăm. E un e-mail care e interesat de ceva, îi dăm și altceva. Așa vreau o întrebare. Până acum mai mult v-ați referit la poze și scris. De ce nu video? Video conține text, audio, video, tot, adică toate, tot cu ce comunică omul, într-un video. Avem și despre video. Scuze. E ok. Pare că video e cea mai bună variantă la un mesaj trimis pe un telefon mobil. Un target la care nu citește pe mobilă, vede pe mobilă, se folosește carte, se carte greu. Da. Okay. Scuze acum că te întreb, dar eu sunt nevoie să răspund. Răspunde. De exemplu, când am început eu să mă folosesc de e-mail, un pic am târziu și chestiile care mi s-au părut mie interesante au fost cele de dezvoltare personală. Fă chestia aia și ai să ai bani, aia o să ai fete, aia o să ai nu știu ce. Cele care erau doar scris, mă atrăgeau și nu prea citeam titlul, două, trei chestii. Eu nu sunt o persoană care e cu cititul. Soția, bineînțeles, s-a citit absolut toate cărțile din casă. Eu titlurile la vreo trei. Și atunci, mie când îmi trimitea mail cineva cu video, eu cu mare plăcere până în capăt mă uitam. Chiar dacă la un moment dat m-a surprins o factură de 8 milioane la Orange. Dar după ce m-am dus și eu pe Digi, m-am făcut și eu șmecherii ca să mă primesc facturi. Ideea, reacția cu mail-ul, pe mine, când găsesc un video, eu până în capăt, adică îl savurez până la ultima picătură. Când e scris, un pic de titlu, un pic de mijloc, poate la final. De-aia eram curios de la video. Am văzut, ai spus la momentul potrivit. Doar am subliniat importanța. E maxim de important. Să zic așa, un secret din casă, treaba cu Academia e și cu video. Dar noi merg mână în mână. Dacă am mai fost sau... Încercăm să înregistrăm fiecare eveniment, îl punem pe YouTube, să vadă cât mai multă lume. Ne bazăm și noi tot mai mult pe video. Am început să facem și noi video pentru fiecare serviciu pe care îl folosim, tocmai pentru că e foarte simplu de digerat de către toată lumea. Și sunt o mulțime de posibilități de a marketa un video sau
experiența celui care a văzut deja un video. Putem face remarketing, putem să-l aducem să continue procesul nostru de vânzare, pentru că vorbim clar de vânzare. Orice am face, oricât de drăguț am fi, orice am afișa, noi vrem să vindem. Că e în topul fanului sau în mijloc sau înainte de vânzare, asta vrem să facem. Acum depinde de fiecare. Deci videourile sunt super tari. Așteptă maxim site-ul din punct de vedere SEO. Din ce cauză? Una, YouTube e al lui Google, se știe. YouTube e indexat foarte bine. Dacă avem o descriere foarte bună în YouTube, s-ar putea ca un video să fie poziționat în Google mai sus decât rezultatele noastre. Eu am făcut teste la noi pe Silkweb, la articolele unde avem videouri. Avem o poziționare mult mai bună. Asta n-am scris nicăieri, nici nu se scrie. Pentru că asta afle foarte multă lume și încă vrei să o ținem la noi. Crește foarte mult timpul de stat în site la utilizator. Dar aici trebuie să avem grijă să avem videouri scurte și relevante. Da, sunt destul de puțini cei care se uită la un întreg eveniment de 40-50 de minute, dar sunt mai mulți care urmăresc un video de 2-3 minute. Când ai un video în site, când reușești să captezi, să-l faci pe vizitator să se uite la video, crești șansele să vândă, să ai mai multă încredere în tine. De aia ziceai și tu că ești foarte... Și ți-a crescut încrederea în respectiva persoană sau ceva. Da, cu numai bani și fete. Ok. Cred că se vede și rezultatul. În orice comunicare, pe e-mail, și când trimitem un e-mail de business, un e-mail la un furnizor, la un coleg, la răspuns la o cerere de ofertă sau la orice, e important să avem o semnătură. Prin semnătură putem promova foarte, foarte multe lucruri într-un mod gratuit și dinamic. Doar dacă ne implicăm acolo să mai facem ceva în toată șmecheria asta cu e-mail marketing-ul. Sunt câteva acțiuni care ne ajută mai mult decât credem la prima vedere. De exemplu, cam asta se întâmplă la noi. Avem fiecare pe link-uri spre site, spre conturile de social media. Aici este un semnătură dintr-un newsletter. De regulă le sunt. Deci era o semnătură de la Gomag, unde am început să promovăm Academia de e-commerce. Pentru că noi toată treaba asta o să ducem la un nou nivel de anul viitor. Să facem un membership special pentru clienții noștri, cu mai multe informații drăguțe, strict pentru ei. Dar, prin semnătură, noi am început să facem un teasing pentru tot ce se întâmplă. Asta puteți face și voi. Prin de ce client de e-mail folosiți? Sunt la Outlook, mi se pare. Noi folosim Thunderbird sau e-mailul de CRM. Sunt aplicații care poate să-ți ia, să-ți pune semnătură, de exemplu, ultimul articol din blog. O să-ți pui tu să-ți modifici, e foarte simplu de modificat o semnătură după ce o ai. Și ați văzut, sunt cazuri în care folosim logo-ul companiei, sunt cazuri în care folosesc imaginea pentru a relaționa mai bine cu clienții. Pentru... Deci, conturile de social, date de contact, telefon, e-mailul nu l-am mai pus pentru că e e-mailul personal. Și alte minunții care le faceți voi sau care urmează să le faceți. Vorbim de segmentarea adreselor de e-mail. E una dintre cele mai mișto lucruri care le puteți face, care va genera rezultate foarte bune în campania voastră de e-mail. Imaginați-vă că vă gândiți acum la un produs care vreți să-l cumpărați. L-ați vizitat, pe care, nu știu, site respectiv sau v-ați lăsat adresa de e-mail, că v-a apărut la un moment dat un pop-up, îți spune, o să te anunțăm pentru reduceri, sau ți-a lăsat-o în trecut. Mă depinde de performanța aplicațiilor folosite de fiecare magazin sau fiecare comerciant, fiecare afacere. Adresa ta de e-mail începe să fie segmentată. Funcție de tipul de produse care faci sau de acțiunile pe care tu le faci în site.
Dacă ulterior comunicarea respectivă se întâmplă pe secvențe, șansele de a face vânzări sunt mult mai mari. De exemplu, dacă tu trimiți un newsletter cu produsele sau cu informațiile care vrei tu, bun la toată lumea, sunt șanse să vinzi, dar e-mailul vinde. Dar dacă comunicarea asta se face oarecum one-to-one, dacă se întâmplă să trimiți un e-mail dinamic, să trimiți persoane respective, e-mail cu produsele sau informațiile care le-a văzut înainte, la un preț pe care el și-l dorește. Șansele de a acea persoană să cumpere cresc enorm. Acea persoană sunt șanse mari să nu știe despre ce e vorba, să spună, bă, uite, chiar asta doream, chiar asta am primit, super tare. Dacă mai folosim câteva mesaje de urgentare, șansele de a vinde sunt mult mai mari. Sau, în cazul tău, depinde ce faci și ce articole, informații digere înainte de a dori să faci tu vânzare. Și cum aflu eu ce digere clientul? Că practic eu asta numai nu știu. Că am mai auzit de chestia asta, că, de exemplu, dacă plătești la Facebook nu știu cât, el îți selectează clientela și atunci dacă vrei să transmiți un mesaj medical, transmite la persoanele care îți ba din domeniu, ba stricați și așa mai departe, dar nu trimite, de exemplu, la copii sau la, știu eu. Dar cum, eu de unde să știu că el ce face? No, eu am adunat 10 cărți de vizită, dar am 10 mail-uri în brațe. Așa asta și... sunt cele mai bune. Că știi pentru că vezi ce face, știi cine e. De fapt, da. Acolo ești norocos, dar ce faci când ai 1000? Sau, de exemplu, cum ziceți dumneavoastră că când dăm, nu știu, ceva audiobook la sfârșit și dăm 10 mail-uri și eu îți dau un audiobook. No. Eu da. I-am dat, el mi-a dat mail-urile și persoanele pentru mine sunt... Stai, Loran. Stai, Loran. Loran Soares, corect, corect, corect. Apropo, coach number one în România. Da, e tare. Și are un marketing fenomenal. E ce carte a scris de el? De el scris de carte? Da. Atunci eu vreau, da. Poate am să citesc titlul și la asta. Dacă crești, o să ai șansă să găsești niște informații foarte tare. Și o să găsești informații și despre noi. Da, segmentarea e una, targetarea din Facebook, segmentarea o putem numi. Dacă la aia te referai, se poate face în Facebook, e ok să începi de acolo campanie de marketing. De exemplu, informația care te poate ajuta, noi avem o campanie la Silk Web, să colectăm adrese de e-mail care ne-au vizitat site-ul, dar încă nu și-au dat adresa de e-mail. Dacă ne-au vizitat, s-ar putea la un moment dat să vezi, dăm un e-book cu buyer persona să te abonezi. Îți dăm 3 motive să te abonezi, ai 3 premii de câștigat, practic. Aia e doar un lucru care îl facem, dar sunt mai multe. Și acolo e un target de vârstă, pentru că noi ne cunoaștem relativ bine clientul, o clientul țintă și la fel evităm să afișăm reclama, să aruncăm bani pentru tineri, de exemplu. Asta e primul pas. Dar adresele de e-mail e puțin mai complicat, mai tehnic să facem treaba asta. O să vezi imediat să-ți explic puțin mai detaliat, sper să înțelegi. Vorbeam de recuperarea coșului de cumpărături. Este strict pentru magazinele online. Se referă la acele evenimente sau acțiuni din site pe care clientul sau viitorul client nu le face până la final. E bine, dacă avem o platformă destul de performantă, o ne implicăm destul de mult, putem face ca atunci când știm adresa de e-mail a celui care a adăugat produsul în coș, dar nu a cumpărat, să îi setăm mai multe trigger, mai multe mesaje care să le livrăm la timp diferit pentru a-l motiva să finalizeze comanda respectivă. Aici depinde de cât e de scump produs sau depinde de marketing nostru, cât de mult vrem să ne implicăm. La fel, dacă creăm senzația de urgență, senzația de ofertă, dacă dăm un voucher cu o limitare, crește șansele să vindem. Deci, să vedeți citare de la noi din platformă. Platforma GoMag, dacă faceți un demo, probabil să găsiți. Poți seta la cât timp vrei să trimiți e-mail-ul. Poți să scrieți mesajul
Și așa avem un mesaj simplu de la unul din clienții noștri care arată cam așa. După cum vedeți, din primul e-mail, nu-i promite nimic. A să evita reducerile și marile cadouri de la primul e-mail. S-ar putea ca clienții voștri să obișnuiască să aștepte pe urmă, la următoarea comandă, să aștepte iar o oră, două ore să primească acea reducere, acel cadou din partea voastră. Poți da un mesaj destul de bun, mai poți afișa testimoniale pentru produs dacă ai de partea clienților sau despre tine. Poți da în mail-ul 2 sau 3 acea reducere. Dacă n-a cumpărat, după 2 ore mai dai 1 sau după 12 ore și atunci începi să-i vibrezi un astfel de mesaj. Dacă urmărești, dacă monitorizezi foarte bine, ai să vezi că ai de câștigat. Am o întrebare. De exemplu, intră cineva, eu cred că randala pe oarecare site. Nu își dă mail, nu își dă nimic, simplu o găsit fantom sau alte foto, a dat 3 click-uri, din greșeală, să presupun, mi-a nimerit un coș, dumneavoastră cum știți cum o cheam? Atunci Atunci nu te găsim, dar putem face o campanie de remarketing pe Facebook și pe Google să aflăm mai multe despre tine. Te urmărim și spunem, uite, abonează-te la noi și îți dăm 10% reducere pentru următoarea comandă. Tu te abonezi pentru că recunoști brand-ul, recunoști Gomag, de exemplu. Ai fost pe Gomag, vrei să lucrezi cu Gomag, da? Și spui, băi, uite, eu vreau să fac comandă, dacă mă abonez, îmi dau 10%, o iau. Atunci, dacă sistemul e destul de puternic, se livrează. Vezi că poți să folosești 10% la următoarea comandă. Atunci știi despre tine. E așa, un lanț. Deci există doi băieți în spate care te caută și te lăsă. Dar nu există o echipă. Da, băieții aia doi sunt așa mai mari, unul e Google, celălalt e Facebook, fără să mai mic. Da, se poate. Și e mișto, adică dacă te gândești la rece, e și logic și o faci. Dacă ești în stadiul ăla, îți dorești produsul sau serviciul. Make sense? Da. Și acum vorbeam despre secvențe de e-mail, automatisme și marketing automation. Lucruri care se întâmplă pe baza acțiunilor unei persoane, dar se întâmplă în mod automat, într-un site, un magazin online, o aplicație. E important să avem captat adresa de e-mail, care cel mai bun o luăm printr-un lead magnet, după care să avem mai multe setări în spatele aplicației. Să vezi un mic exemplu de la noi, cât am început să punem în poză, dar noi e foarte mare toată treaba asta. Ideea e că fluxul e relativ simplu, lumea se abonează, primește un e-mail de mulțumire, primește un incentiv, un cadou, după care poate să-l citească atunci sau să mai revină peste site, să citească articole acolo sau să vadă oferte, să citească despre tine, despre firmă, să vadă pagina de contact. Pagina despre noi și pagina de contact sunt două link-uri foarte importante din orice magazin online care eu recomand să le folosiți în lista voastră de segmentare. Cel care s-a abonat la newsletter, a primit ceva de la tine și care începe să verifice portofoliul tău de clienți sau să citească despre tine, dacă stai 5 secunde pe pagina despre noi sau 10, dacă îți verifică pagina de contact, înseamnă că e interesat de tine. Și aici vedem o parte din secvențele noastre. Avem un start pentru toate lucrurile și mai multe condiții. Începem să dăm un tag, să dăm o listă de segmentare. Aici. Vorbeam de lucrurile care te interesează pe cel mai mult. În funcție de ceea ce face, noi începem să segmentăm. Aici a vizitat pagina despre noi, a vizitat pagina de contact, a descărcat altceva sau a deschis un newsletter. În funcție de ceea ce face, avem condiții. Dacă se întâmplă ceva pe aia, dacă a luat tagul de aici, trimite ăsta, dacă. Și totul se întâmplă în mod automat. Nimeni nu stă, niciun băiat sau doi sau 10 sau echipă, să vadă Xulescu ce face.
se întâmplă cu aplicații în mod automat. Și lucrurile sunt foarte, foarte mișto. Deci, cu alte cuvinte, nu e suficient să ai un site, trebuie să și plătești cuiva întreținerea lui. Obligatoriu. Optimizarea lui, neapărat întreținerea. Optimizarea pentru vânzare. Da, mă refer la searching, la vânzare, la sunt mai multe optimizări, da. Să se mărească cine unde dă click, unde e coș, unde... Exact. Știu eu firma super tare. Da? Da. Da, la nivel avansat, profesional, lucrurile sunt puțin mai complicate. E vorba de tehnică în spate, de aplicații mai performante, care sunt și al dracului de scumpe. Dar asta face diferența între tine și concurență. Vezi? Am dreptate. A fost aprobat. Instrumente de email marketing recomandate. MailChimp, care este cel mai mare, cel mai cunoscut. ActiveCampaign, noi lucrăm cu ActiveCampaign. Campaign Monitor, GetResponse, Constant Contact. Connect este o aplicație românească, este foarte bună. De ce lucrăm noi cu ActiveCampaign și nu cu MailChimp, care e cel mai tare, cel mai sharp? Pentru că ei fac și marketing automation. Și au și un mini CRM. Și pentru noi e ok. Au. Să vedem de ce e important să analizezi atunci când îți alegi o soluție de email marketing. Spre asta vreau. Să permite integrări cu, de exemplu, cu aplicațiile tale de colectare de email sau cu aplicațiile tale pentru landing page-uri. Sau să fie destul de cunoscute firmelor, platformelor sau firmelor de development să facă integrarea să fie mai ieftină sau să aibă deja făcută. Dacă te uiți la noi pe GoMag, avem integrări cu toate cele și încă câteva zeci de alte soluții terțe părți din piață. Asta trebuie să avem în calcul atunci când schimbăm sau alegem o platformă. Uităm tot timpul la preț. E important să fie cunoscută, să aibă servere IP-uri ok, să ajungă mesajele direct în inbox. A fost ok până aici? Destul de pe înțeles sau mai tehnic? Încă pot fi oprit, ras de mâine, că sunt întrebări. Dintre toate tipurile de campanii care se pot face pentru promovarea unui produs, pe ce scară se află asta cu e-mail? Eu nu chiar cred rău în e-mail marketing, eu nu deschid e-mail, nu mă interesează foarte, 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 foarte tare. Ce ai cumpărat ultima dată online? E-mail. Ce? Enough. Pentru mașină, în casă fondă de mașină. Da. Și ai cumpărat de la Emag sau de la un vânzător de pe Emag? Nu, Emag. Ah, ok. Și ești abonată la Emag? Da, m-au prins la un moment dat. Dar nu le deschid mail-urile, deși cumpăr și sunt abonată de ei, nu mă interesează. Și e pe mail-ul ăla pe care nu deschid niciodată, știi? Că e un mail în care te abonezi. Am înțeles, ok. Emag-ul, da, ți-a câștigat încrederea prin foarte multe puncte. Ești abonată la alte magazine online sau aplicații? Da, pe care am crescut să le deschid, dar nici pe aia nu deschid. De ce ți-ai lăsat adresa de e-mail? S-a părut interesant la un moment dat. Înțeles, în afară... Da, de ei în continuare consideră că eu sunt targetul lor și eu de fapt nu sunt în targetul lor. Și văd asta pentru că mă monitorizează și eu nu deschid mail-ul ăla. Ei văd că tu nu deschizi. Dar tu ai cumpărat, acum recent. Și au văzut asta. Dar nu prin campaniile lor de e-mail marketing. Nu contează, adică ei nu sunt nimeni. Nici noi, nici EMAG, au și mai mare adresă de e-mail, nu se uită one-to-one. Adică nimeni nu se uită după adresa ta de e-mail sau după alta adresă de e-mail. A, nu, dar ziceam, între toate companii de promovare care se pot face, ce impact are asta de e-mail marketing? Cea mai mare. Cea mai mare. Pentru că e o comunicare personală, adică persoana respectivă, tu ți-ai dat de bună voie și neselită de nimeni adresa să primești informații de la respectiv, de la EMAG, de la Silk, de la GoMag. Și încă n-ai activat butonul Unsubscribe. Da. E pe acolo, la un click distanță. Adică și noi îl avem. Ah, aici nu s-a ales. Da, aici undeva este.
vorba de greșeli, ideea e să creștem o bază de date naturală, organic, solidă, a noastră, să nu folosim alte baze de date, să nu cumpărăm baze de date, să nu cumpărăm servicii de trimitere e-mail-uri masă. Am avut acum 2 săptămâni discuție cu un client. El nu vrea să facă spam, clientul nostru e foarte ok, noi îl ajutăm, îi facem mail marketing, dar l-a contactat o firmă care vrea să facă un barter, să ia produse de la el, se ocupă, este trimită vreo 2 milioane de mesaje. Gratuit. Adică zic, faci spam. Nu fac. Că ei fac, trimit, eu n-am nicio treabă. Ce contează? Adică? Ce contează cu mânaturi digerate? Exact. Da. Și a spus, băi, o să ai o problemă de brand, nu recomand, decizia e la tine, dar nu fac, e așa. Ei cu mâna altuia, la totul ei. Vorbeam de a evita caps lock. Încercăm să scoatem prea mult în evidență mesajul respectiv pentru că o să intre direct în spam. Să evităm folosirea no replay. Admin. Da. Mulți, adică eu aș considera o jignire să primesc cu un e-mail oricât de bun ar fi, dar să aibă no replay. Adică, prietene, nu-mi dai voie să îți răspund. Mi-ai bombardat, mi-ai băgat pe gât sau vrei să-mi faci ceva pe gât, dar nu am voie să te întreb nimic. E... încă se utilizează. Că sunt acei, băi, pe mine să-mi lase în pasă comandă. Nu e așa, trimiteți personal să vadă cel care recepționează mesajul de la voi că e o persoană în spatele business-ului respectiv, a mail-ului respectiv, care e acolo să te ajute. Să se răspundă, să se întâmple niște lucruri. Da. Atunci, pentru email marketing, n-ar fi o idee atunci să deschidă un cont de mail separat numai pentru email marketing. Că atunci s-o te responsuri și așa o să ai într-o rog, să așa, nu știu. Poți să, depinde câte e-mail-uri poți să gestionezi. Și am vreo 4 sau 5, dar folosesc ca cu Cosmin pentru tot. Poți să faci asta, dar important e să te dedici dacă ai e-mail-uri, dacă ai răspunsul la newsletter de date sau la comunicare, să răspunzi. Pentru că și la e-mail marketing se trimit 10.000 sau 1.000 de e-mail-uri odată, sunt surprize în care primești întrebare. Adică la mine s-a întâmplat de foarte multe ori. Dar când trimiți acele secvențe, acel mail one-to-one despre care vorbeam înainte, în care totul e comportamental, spun, bună Ionel, știu că cum s-a părut ultimul ghid și dacă vrei să afli mai multe despre noi sau dacă vrei să analizăm afacerea ta, poți să-mi dai un e-mail sau să-ți faci o programare aici. Ce o să vorbim, când putem discuta, când te pot suna și dacă nu răspund, am o altă adresă de e-mail care verific din an în pas și atâta să-mi pierd ca și client. Dar cum mai de unde să știi dacă persoana răspunsul la e-mail marketing sau nu mai venit așa organic? Dacă au răspuns? Da, dacă răspunde ceva sau trimite la un mesaj de la ce au citit în e-mail. Vedem, dar ce a răspuns? Adică de-aia e important să folosim adresa noastră de e-mail, pentru că vine răspuns acolo și vedem la ce a răspuns. Nu că a venit din site, că a dat un replay la tot newsletter-ul nostru. Cam aia se întâmplă. Și din subiectul care ne întreabă sau ce sugestie are, ce ne întreabă. E important să folosim adresa de e-mail să fim cât mai umani în toată comunicarea asta. Cum am spus înainte, butoanele de call to action, să încercăm să facem doar ceea ce ne dorim din subiect, din toată acțiunea. Vorbeam de metrici, de ce se întâmplă, cum analizăm, dacă sunt probleme, dacă nu sunt. Despre asta vorbim. Trebuie să știm câtă lume deschide e-mail-ul, câtă lume dă click pe e-mail, câte e-mail-uri fac bounce, câte nu mai sunt valide. Dar e important să avem tot timpul campanie de colectare adrese de e-mail, pentru că într-un an, undeva la 20-30% din adrese se schimbă sau se pierd. Ce se întâmplă, sunt e-mail-uri de companii, de corporații care oamenii pleacă se schimbă. Sunt persoane care schimbă adresele de e-mail. Tot vreme, acum câțiva ani, toată lumea era pe Yahoo. El era în general de Yahoo. Trendul se duce spre Gmail. Și de vreo 2-3 ani au început să apară tot mai multe adrese de Facebook. Trebuie să avem grijă
să știm să facem ceva în sensul creșterea listei de e-mail și rata de a subscribe. E normal, la un volum mare de e-mail-uri, suntem activi, crește șansele ca să pierdem interesul celor care au deschis e-mail-uri sau nu mai sunt interesați, sau sunt clienți, sau nu mai au bani și sunt deja pe alt mindset. Aici avem câteva statistici cu deficitul până în spate. Avem la 1847 de mail-uri, 782 de deschideri, cu un average de 2,36. Aici, la un alt e-mail, avem o rată de deschidere de 18%, o rată de click de 2,48. De aia e important să analizăm, să știm că lumea deschide mail-ul, se uită, să vedem ce mesaje dăm, unde afișăm butonul, unde se vede imaginea, unde e call to action, ce se întâmplă acolo. Aici mai vedem de pe ce dispozitive și orele la care sunt cele mai mari deschideri, cele mai mari rate de click pe spate. Să știm pe viitor cum ne optimizăm campaniile, când facem trimiterea, în ce zi, la ce oră și pe ce dispozitive, să analizăm și noi, să vedem cum se vede newsletter-ul nostru, e-mailul trimis și toate cele. Cum e rata asta de 2,5 aproximativ la 100 de click? Un număr care îl știm, îl putem îmbunătăți. A, ok, nu, dar zic așa, în funcție de domeniu, mă gândesc că la business to business e destul de, e mult mai mic. De domeniu și de mărimea bazei de date. Dacă e o bază de date mare, e normal să fie o rată mică. Dar se pot face și aici câteva artificii. De exemplu, dacă facem o campanie de remarketing pe adrese de mail pe Facebook și pe Google, s-ar putea ca cei care deja au văzut brandul sau ne cunosc să dorească să deschide e-mail-ul dacă li se pare interesant. Știi? E ok să mergi din două direcții în comunicarea asta. Sau să încerci să trimiți, sunt soluții care trimit în funcție de comportament. Îți livrează e-mail-ul atunci când știu, sunt șanse mari să te prindă online, să te prindă la calculator. Nu atunci când ești într-un spre birou sau la birou sau citești. Sau ești în timpul întâlnirilor. Și e ok să retrimiți un e-mail la persoane care n-au deschis e-mail-ul? Recomandă, da. Și din când în când să faci o curățenie în baza de date, să începi să trimiți un e-mail de confirmare a faptului că cei care sunt deja acolo mai doresc să primească informații de la tine sau nu. Și să ștergi, pentru că astfel îți crești open rate-ul, deja începi să trimiți. Randamentul, până la urmă. Randamentul. Da. Începi să comunici doar cu cei interesați, nu pierzi timpul cu alții. Și la MailChimp e foarte mișto o chestie care îți arată open rate-ul tău și te face în comparație cu industria ta. Și vezi acolo cum stai. Cum spuneam, e-mailul este cel mai puternic, are un ROI de 3800%. Segmentarea e-mail-urilor aduce un profit și mai mare. Este cu 40% mai mult decât campaniile mult mai profitabil, mult mai mult decât campaniile strict pe social media. Avem o deschidere cu 70% la mail-urile automate mai bune decât mail-urile clasice. De ce? Am spus și înainte, pentru că se trimite, se continuă comunicarea cu un mesaj relevant în funcție de acțiunile pe care le-a avut respectivul și a lăsat adresa de e-mail. De exemplu, dacă vrea să abona pentru un produs, poți să-i trimiți, nu știu, curând de un produs alimentar sau o categorie. Poți să-i trimiți trei rețete, sugerez trei rețete care să aibă nevoie de produsul respectiv. Aia primul pas și în al doilea pas să-i trimiți o ofertă pentru produsul respectiv. Atunci știi că l-a deschis, e interesat și toate se pot seta în mod automat. Spuneam de mobil, momentan, conform campaniei monitor, 53% din e-mail-uri se deschid pe mobil. Și toate astea sunt în creștere.
pentru informații și toate cele sunt aici. Vă mulțumesc!